Turneul organizat de Academia Universitatea Cluj a reunit la start unele dintre cele mai valoroase echipe din țară la categoria de vârstă sub 14 ani. LPS Suceava a ajuns în careul de aș după ce a învins Drobeta Turnu Severin cu 3-2, Luceafărul Cluj cu 1-0 și Sănătatea Cluj cu 3-2. În semifinale, formația antrenată de Ovidiu Bosancu a trecut de Steaua București cu 1-0. LPS Suceava a obținut medaliile de argint după ce a cedat în final în fața Universității Cluj cu 0-3. Din echipa suceveană a făcut parte și Matei Goian, fiul fostului fundaș al echipei naționale de fotbal a României, Dorin Goian. Cu ultimul turneu de la Cluj, să știți că a fost o surpriză plăcută pentru toată lumea, pentru că inclusiv eu nu mă așteptam ca ei să joace finala. Știu ce echipe participau la acest turneu și chiar vorbisem cu fratele meu, cu Luci, pentru că el stând în Cluj știe mai bine potențialul echipelor de acolo și mi-a spus că CFR-ul, Steaua București, echipe foarte, foarte bune, inclusiv Luceafărul, de asemenea o echipă foarte bună. Mă bucur că au jucat finala. Din păcate au pierdut-o, dar faptul că au câștigat împotriva Stelei, se știe că Steaua are una dintre primele 3-4 academii de fotbal din țară, cu rezultate foarte bune la nivel de copii și juniori. Și faptul că i-au bătut pe Steaua e un lucru mare. Vorbeam chiar cu Fane Nofitovici, care este secundul lui Oprița la Steaua. El era în tribună la Cluj. M-a sunat, fiul său juca, era chiar atacant și Matei îl marca și mi-a spus: Goie, sunt la meci, fiul tău îl marchează pe fiul meu. Și chiar atunci, în timpul jocului, mi-a spus că a rămas impresionat de LPS Suceava și a văzut potențial mare la acești copii tineri și jucători foarte, foarte buni și o echipă bună. Când o spune o persoană care vine din fotbal și care are deja experiență în fotbal, cu siguranță adeverește rezultatele pe care LPS-ul le-a avut în acest an competițional. LPS Suceava încheiat anul pe podiumul seriei 1 din Liga Elitelor sub 14 ani. Formația antrenată de Ovidiu Bosancu se află pe locul 3 după 13 etape, la 3 puncte în spatele liderului FC Bacău și la un punct distanță de a doua clasată, Cixere Damier Curaciuc.